fost cu mama la pădure. A cules lemn și mi-a intrat lemn în ochi. Stau cu frații mei tot timpul ăsta. Dacă îi spuneam tată, hai să mergem într-un loc, el zicea că nu, mai merge săptămâna cealaltă. Mulți copii nu știu igiena personală, nu știu să se spele, nu știu să-și aranjeze hăinuțele. Lui murise stima de sine. El se credea cel mai urât, cel mai abandonat, cel mai prost văzut în colectivitate. A fost ajutat și acum este un copil integrat. Sonia, hai să batem palma. Hai și tu. Hey, bravo! Eu sunt mai fericit acum. Aceasta este povestea optimistă a copiilor din Zemeș, Bacău, care au primit o rază de speranță cu ajutorul programelor UNICEF. Familia Hârtopanu are 12 copii, care au fost consiliați școlar cu ajutorul proiectului UNICEF, Servicii Comunitare pentru Copii. Echipa de profesioniști local a început activitatea în comunitate printr-un recensământ social. Au descoperit copii invizibili, copii care aveau vârsta de grădiniță sau de școală, dar nu erau înscriși la grădiniță sau la școală. Au descoperit copii care nu aveau certificat de naștere, au descoperit copii care nu erau vaccinați. O parte din problemele sociale au fost rezolvate cu ajutorul companiei JISC România, care a alocat fonduri însemnate în sprijinul proiectelor UNICEF din Zemeș și din alte localități. Atâta timp cât facem un business în România, trebuie la rândul nostru să dăm înapoi comunităților o parte din profitul realizat. Această contribuție financiară produce rezultate. Toată comunitatea răspunde pozitiv la aceste programe. Există o gândire pe termen lung. Salut, Marin, ce faci aici? Completăm un exercițiu. Aoleu, franceză! Multe probleme dintre părinți și copii și-au găsit rezolvarea în urma cursurilor de parenting. Unul dintre copii a mărturisit că unul dintre părinți, urmare unor cursuri de parenting făcute de UNICEF, l-a certat mai puțin. Mă lasă oriunde, nu mai face nimic. Dar înainte cum era? Un pic mai rău. Și cum ești cu frate mea. Și acum? Mai bine, eu sunt mai fericit acum. La primele cursuri de parenting, părinții au fost reticenți, iar rata de succes mică. Nu aveai cu cine să vorbești, sunai, nu veneau. Nu veneau la școală. Și atunci puteai să iei decizii în locul lor, nu aveau răbdare să te asculte. Deci nu te ascultau, nu. Aveau propriile lor păreri. Copilul meu nu face, copilul meu n-a făcut niciodată. Profesorul X are ceva cu el. Apoi, părinții au realizat cât de mult ajută cursurile de parenting, iar viața copiilor s-a schimbat. Nu mergem acasă să-i spunem mamei, am luat un doi vai de mine și să facem un caz. Haide să vedem unde n-ai înțeles. Orice vă puneți în cap să deveniți, dacă vă țineți serios de treabă și nu uitați care este visul vostru, vi-l veți îndeplini.